căciulă de sezon. Da? De ștrumf. Punem pe Andreea 92 de ochiuri. Da? Cum punem normal pe Andreea. Deci ochiurile care le punem trebuie să se împartă exact la 4. Și două ochiuri, unul separat și unul de aici, da? Care am început să punem pe Andreea. Deci 94 de ochiuri. Lucrăm cu bentiță, numai cu firul în spate. Și pe față și pe dos. Din orice fel de ață, Andreea 2,5 lucrez eu, că trebuie lucrată mai slăbuț. Cine nu poate lucra mai slăbuț, folosește o Andreea mai groasă. Deci lucrăm câteva rânduri așa, cu firul în spate. Începem rândul 2, luăm ochiul nelucrat, da? Dăm firul în spate și lucrăm mai cu firul în spate. 4-5 rânduri, deci numărând pe față 4-5 rânduri. Cum vrem, mai lată, mai îngustă bentiță. Da? Deci luăm firul așa din față. Am făcut, da, elasticul. Acum pun roșu. Lucrez primul ochi, da, două rânduri cu firul în spate. Deci acum sunt pe fața lucrului. Deci două rânduri cu roșu cu firul în spate. Așa două rânduri, că altfel mi-ar fi și pe față așa, da? Și nu vreau. Vreau să fie direct roșu pe față. Deci așa un rând și ca un rând sunt pe fața lucrului, lucrez un rând cu firul în față. Deci am lucrat două rânduri cu firul în spate. Da, acum sunt pe fața lucrului și lucrez cu firul în fața Andrelei, deci pe dos. Suntem pe dosul lucrului. Luăm un ochi nelucrat. Primul ochi nelucrat, da? Și acum punem modelul. Strângem 3 ochiuri. 1, 2, 3 cu firul în spatele Andrelei. Dintr-unul facem 3. Lucrăm un ochi, dăm peste Andreea, mai lucrăm un ochi. Strângem 3. Strângem 3. 1, 2, 3. Și așa pe tot rândul. Odată strângem 3, odată dintr-un noi facem 3 ochiuri. Deci pe dosul lucrului suntem, da? Cu firul în spatele Andrelei.
Am ajuns la capăt, iau ochiul nelucrat, lucrez cu firul în fața Andrelei, deci eu lucrez cu penea, da? E un fir mai subțire și e pus în 5. Ies căciurițele foarte moi. Și acum lucrăm cu firul în spate, cu firul în fața Andrelei. Deci pe dos. Suntem pe fața lucrului, da? Am terminat rândul, da, pe față, sunt pe dosul lucrului, deci aici, pe fața lucrului, am lucrat pe dos. Sunt pe dosul lucrului, iau un noi nelucrat și acum aici am un ochi, da, am strâns 3 și am format un ochi. Acum dintr-un ochi fac 3, da, aici am 3 ochiuri, 1, 2, 3, le strâng și fac un ochi, aici din 1 fac 3. Aici am 3, fac 1 și tot așa până la capăt, da? Avem grijă să nu încurcăm ochiurile, că ies bobițele împrăștiate, deci nu mai ies delimitate. Și lucrăm așa, drept, până am ajunge să scadem, da? Căciula este pentru un copil mai mare, da? 10-12 ani. Punem pe Andreea și măsurăm, da, în funcție de ață. Iese mai mare, mai mică, da? Aici avem 3 ochiuri. Facem 1. Aici avem 1, facem 3. 1, 2, 3. Și tot așa ne întoarcem pe față, lucrăm cu firul în față. Și lucrăm până unde ar trebui să ajungem la scăzut. Așa. Deci pe dosul lucrului, dintr-unul facem 3, din 3 facem 1. Iar pe fața lucrului, mergem cu firul în fața Andrelei. Am făcut 10 rânduri de bobițe, da, numărând de aici de jos. 10 rânduri și acum încep să scad. Se scade numai pe spate. Iau ochiul nelucrat. Și aici am un ochi singur care ar fi trebuit să fac 3 ochiuri. Da? Iau ochiul ăsta plus cele 3. Da? Deci așa scad. De fiecare dată când avem un ochi, deci iau ochiul nelucrat, și ochiul care e singur aici și ar trebui să fac 3 ochiuri, așa scad. Și apoi continui modelul. Deci vine să scadem o dată aici, o dată aici, la celălalt capăt. Da? La fiecare rând unde avem, deci nu să avem 3 ochiuri așa. Când avem aici, lângă ochiul nelucrat, un singur ochi. Deci, practic, scadem la fiecare rând de model câte un ochi. Da? Ca să iasă căciula Crăciuniței. Să iasă moțul acela lung. Ajungem și la capătul celălalt. Deci dintr-unul am făcut 3, aici am 3 și au și al patrulea ochi. Și fac 1 și ochiul nelucrat.
care luăm la început. Da? Pe față luăm ochiul nelucrat și lucrăm cu firul în fața andrelei. Scădem așa până ne rămâne o bobiță. Da? Se vede deja că a început să scadă. Da? Un ochi la început și un ochi la sfârșit de rând. Deci am terminat, da? Până aici mergem drept, 10 bobițe plus marginea și de aici scadem la fiecare rând, da? Păstrând modelul cu bobițe în interior. Deci se scade numai pe partea din spate. Da? Mi-au rămas aici 2, 4, 5 ochiuri. Da? Le iau și le înșir pe un ac. Da? Rup firul și bag pe urechile unui ac. Da? Înșir ochiurile. Întoarcem căciulița pe dos și o încheiem. Da? Ochii în ochi. Pe marginea pe care am lăsat-o. Da, aici ochiul nelucrat. Da? Având grijă să luăm marginea dinspre interior. Da? Să luăm firul de aici. Încheiem așa până jos. Căciulița Crăciuniței. O dată dintr-o parte, o dată dintr-o parte. Pentru copii, pentru adolescenți, da? Și chem așa până ajungem jos.